Oameni care ne întrerup relația cu noi înșine. Sunt oameni care ne încuie și ne bagă în beznă. În momentul în care ești dependent emoțional, tot ceea ce îți spui tu ție însuți este spune-mi cine sunt. Nu este nimic. Nu a fost persoana potrivită. Și atunci, dependența emoțională devine, practic, un stil de viață. Cu cât ești mai dezamăgit, cu atât dependența ta de dependența emoțională crește. Sunt o ființă care trebuie să se atașeze mental și emoțional ca un organism parazit. În momentul în care există iubire în relația mea, eu nu am cum să fiu dependent de tine. De ce anume eu cred că merit atât de puțin în această viață, încât să-mi umplu sufletul cu tot felul de gunoaie la nivel energetic și emoțional? Societatea creează niște modele comportamentale, superficiale și artificiale de interacțiune umană în primele stadii ale unei relații. Se consideră că un bărbat te place dacă are acest comportament obsesiv. Pe practic tu acum decapitezi toate mesajele de dragoste. Nu pot trăi fără tine, nu pot să respir fără tine. Atunci când este iubire, tu n-ai niciodată această grijă. Tu ești perfect relaxat, sunt tot timpul în alertă, gândindu-mă să mai fac un artificiu, să mai fac ceva ca să-l atrag pe celălalt. Dependența emoțională, care de fapt de multe ori nici nu este dependența de o persoană, este dependența de o idee. Dacă tot timpul sunt acel om care cerșește validare din jur, niciodată nu o voi primi. Ăsta este paradoxul. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție din emisiunea Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională. Independența personală sau independența în cuplu, ce sunt ele? Dependența în cuplu, de ce apare și cum putem să ieșim din dependența de o altă persoană? Ana Maria Ducuță, bine ai venit! Mulțumesc că ai acceptat invitația! De ce devenim dependenți de o altă persoană și ne ținem cu dinții și unghiile de o relație care poate nu mai funcționează sau de o persoană cu care nu suntem în relație? Nu poate să fie un părinte, poate să fie un copil, poate să fie un prieten apropiat. Rămânem acolo, deși nu ne este bine, deși știm că nu ne face bine și totuși devenim dependenți emoțional de cineva. Devenim dependenți emoțional pentru că nu știm cine suntem, cât putem să facem și mai ales ce anume se află în interiorul nostru. În momentul în care ești dependent emoțional, tot ceea ce îți spui tu ție însuți, respectiv îi spui celuilalt, este spune-mi cine sunt, dă-mi și mie valoare, explică-mi și mie unde să mă uit ca să văd un pic de sens în ceea ce eu fac. În momentul în care ești dependent emoțional de cineva, din punct de vedere emoțional și energetic, se produce un transfer, adică tu ți-ai luat identitatea ta, tu ți-ai luat visurile tale, tu ai luat tot ceea ce te face fericit, tot ceea ce te supără, le-ai pus într-un pachet celuilalt, ai expediat pachetul și aștepți ca celălalt să decidă ce va face cu tot ceea ce ești tu. În marea majoritate a cazurilor, celălalt poate nici să nu deschide pachetul sau poate să deschidă pachetul și să spună eu nu am ce să fac cu ce ești tu. Și atunci, dependența emoțională devine, practic, un stil de viață. Pentru că eu, acum că sunt dezamăgit de cineva, în care mi-am pus toate așteptările, și mă doare și sufăr, spun nu este nimic. Nu a fost persoana potrivită. Dar în următorul caz, următoarea persoană va fi cea care îmi va răspunde așteptărilor mele. Deci mă duc să-mi iau pachetul și să-l expediez la o altă adresă. Se creează un ciclu de dependență emoțională care continuă într-o spirală nesfârșită. Practic, cu cât ești mai dezamăgit, cu atât dependența ta de dependența emoțională crește. Pentru că tu te gândești că este ceva în neregulă, nu cu faptul că tu alegi ca alt om să-ți dea valoare, să-ți dea sens, ci te gândești că e ceva în regulă cu omul pe care tu l-ai ales și spui o să caut o altă persoană care să fie altfel. Este o problemă la celălalt. Când de fapt problema este această idee că eu sunt o ființă care trebuie să se atașeze mental și emoțional ca un organism parazit de către altcineva și să stea acolo atașată, primind un sens exterior și extern ființei sale de la altcineva. Pentru că tu, oricât de mult mă iubești pe mine, da? Tu dacă ești partenerul meu, soțul meu, soția mea, copilul meu, tu dacă mă iubești, tu mă iubești cu iubirea ta și cu ce ești tu. Tu nu poți să mă iubești cu cine sunt eu, cu ce se află în interiorul meu. Și atunci, tu îmi spui, dacă eu sunt atât de dependent emoțional, tu spui, ok, uite, sensul pe care ți-l dau eu este să fii această persoană. Eu, în interiorul meu, știind cine sunt, nu am cum să fiu niciodată perfect compatibil cu sensul pe care mi-l oferă oricare altă persoană din afara mea. Pentru că eu sunt o ființă umană, independentă, emoțional, prin totalitatea trăsăturilor mele și de caracter și de personalitate care mă fac să fiu cine sunt. Și, bineînțeles, prin amprenta energetică și emoțională unică a sufletului meu, a cărui matrice energetică nu poate să fie asemănată cu nicio altă matrice energetică din întreg universul. Și atunci când există din partea mea această nevoie disperată de a căuta sensul la altcineva, practic tot universul, tot ceea ce este în jur, toată viața mea, toată experiența mea se oprește în loc și eu sunt întrebat: tu cine ești și ce vrei de la tine? Și da, dacă tot timpul sunt acel om care cerșește validare din jur, niciodată nu o voi primi. Ăsta este paradoxul. Pentru că singura validare pe care pot să o primesc este de la mine. Și singurul om pe care vreodată trebuie să-l... de sine. Exact. Trebuie să-l impresionez sau cu care trebuie să mă împac, sunt eu. Cum îți dai seama că ești într-o dependență emoțională și că nu iubești? Când, să presupunem că vorbim despre un cuplu nu foarte informat pe zona asta de dezvoltare personală, de dezvoltare relațională, un cuplu care nu își are nici identitatea de cuplu și nici membrii cuplului nu știu foarte bine cine sunt, ei devin automat dependenți unul de altul? Aici este o chestiune foarte sensibilă, pentru că dependența emoțională înseamnă că eu nu primesc iubire. În momentul în care există iubire în relația mea, eu nu am cum să fiu dependent de tine. De ce spun asta? Iubirea are această capacitate de a-mi asigura și mie și ție, dacă e din ambele părți, presupunând că e din ambele părți, o stabilitate emoțională și un echilibru în care nici unul dintre parteneri nu rămâne pe minus. Nu rămâne pe zero. Adică este tot timpul... unul dă și celălalt nu are nimic împotrivă, exact. Doar primește. Este tot timpul un echilibru perfect pe care eu din afară, cu mentalul meu, eu nu trebuie să stau să-l gestionez. Eu nu trebuie să fiu arbitru cu ceea ce se întâmplă cu fluierul, cine când a greșit, cine când a cedat. În momentul în care această iubire lipsește, adică între sufletul meu și sufletul tău nu e conexiune, nu e compatibilitate, apare un gol. Și acest gol este umplut de cu totul și cu totul alte lucruri care duc la dependență emoțională. Mai exact, sunt foarte mulți oameni care au, la nivel de suflet, la nivel de structură interioară, o grămadă de carențe. Aceste carențe nu înseamnă că sunt niște oameni răi, înseamnă că sunt niște oameni care nu au ajuns încă acolo, în acea etapă de conștientizare și își ocupă timpul cu tot felul de lucruri care îi distrag de la singurul spectacol la care poți să participi drept personaj în această viață, și anume existența ta. Și în acel moment, dacă eu cu mine nu sunt bine și intru într-o relație cu tine, eu nu voi putea să-ți ofer ție, unu, nimic din ceea ce eu sunt, pentru că eu nu sunt definit, eu nu sunt construit. Și în al doilea rând, eu nu voi putea să-ți ofer ție nimic din ceea ce tu-ți dorești de la mine. Pentru că ceea ce tu-ți dorești este de la o persoană care s-ar afla în altă etapă de conștientizare. Pe de-o parte, eu, în toate relațiile mele, cu toți oamenii cu care vreau să fiu într-o relație sau deja sunt într-o relație, am nevoie să știu la cine mă uit, la acel om sau la versiunea mea pe care am dezvoltat-o în celălalt, am croșetat-o în mintea mea, am pus-o deasupra lui, doar pentru a-mi hrăni această nevoie de validare și dependența emoțională, care de fapt de multe ori nici nu este dependență de o persoană, este dependența de o idee. E un ideal pe care tu crezi că odată ce îl vei atinge vei găsi fericirea. Deci eu pot să mut dependența din iubirea vieții mele din ianuarie în iubirea vieții mele din martie și în iubirea vieții mele din decembrie. N-am rezolvat nimic, doar am mutat o dependență într-o locație nouă. Mai mult, poți să muți dependența în absolut orice. Poți să muți și dependența de alcool și de tutun și dependența de senzații tari și dependența de prezența unei persoane. Orice fel de dependență reprezintă un gol la nivel energetic care se întâmplă în interiorul meu. Eu pot alege două lucruri: să hrănesc dependența mea, mutând-o, exact cum ai spus și tu, către orice altă persoană, obiect, obicei, sau să mă adresez cauzei care generează dependența, și anume rana emoțională, frica, trauma și, de fapt, să văd de ce anume eu cred că merit atât de puțin în această viață, încât să-mi umplu sufletul cu tot felul de gunoaie la nivel energetic și emoțional și nu vreau eu să fac frumos această călătorie către subconștientul meu în adâncimea ființei mele, să văd ce anume zace acolo, oricât ar fi de rău, odată adus la suprafață, se vindecă, pentru că asta face orice manifestare a emoției, o vindecă, și atunci pot și eu să am o părere suficient de bună despre mine încât să-mi dau șansa în viața aceasta să ajung să fiu o ființă umană. Pentru că această dependență emoțională te dezumanizează, te înrobește, îți anulează orice altă calitate emoțională, mentală, socială pe care tu o ai. Tu nu mai ești persoana care se bucură să plece cu bicicleta în parc, tu nu mai ești omul care se bucură să-și plimbe copilul sau să-l vadă un om drag, tu ești omul care se duce în parc și se gândește: oare această persoană de care eu sunt dependentă a fost pe aici? Dar oare ce spune acum? Dar oare mi-a scris? Dar oare la ce se gândește? Dar oare se gândește la ce mă gândesc și eu? Și de multe ori suntem dependente emoțional de oameni care nu au nicio treabă cu noi, pentru că ei sunt total diferiți de ceea ce noi am construit în mintea noastră. Dar de multe ori, mai ales în primii fiori a iubirii, nu? În prima parte a vieții, în adolescență, nu confundăm noi dependența emoțională cu iubirea? Pentru că să-ți scrii obsesiv când ai 14 ani, 16 ani, este o validare a iubirii și a faptului că îți acord atenție. Să vină, să se întâlnească, să creeze toate modurile de a interacționa cu tine. Foarte interesant ce ai spus. Într-adevăr, societatea creează niște modele comportamentale, superficiale și artificiale de interacțiune umană în primele stadii ale unei relații. Adică se consideră că un bărbat, respectiv o femeie, o fată sau un băiat te place dacă are acest comportament obsesiv, dependent sau codependent. Acest tipar comportamental, într-adevăr, nu este o dovadă de iubire. La fel cum Dar nici... cum facem diferența? Faci diferența în două feluri. Primul este felul în care tu te simți cu tine în acea relație. Starea pe care eu o am lângă un om îmi spune de obicei 80% din ceea ce această persoană conține la nivel de suflet și minte. În al doilea rând îmi spune tot ceea ce această persoană intenționează față de mine. Și în al treilea rând, ceea ce eu simt lângă un om îmi spune despre compatibilitatea noastră. Pentru că el poate să fie un om foarte bun, eu pot la rândul meu să fiu un om foarte bun, dar între noi să nu fie compatibilitate, adică noi nu ne amestecăm la nivel energetic și emoțional, așa cum de altfel se întâmplă în viața noastră cu multe persoane, unde există o incompatibilitate din prima. Și atunci eu îmi dau seama că este dependență din faptul că îmi este frică de ceea ce va crede celălalt, mă gândesc tot timpul că nu sunt suficient, mă uit tot timpul la cum se uită această persoană la alți oameni și mă gândesc: oare pe Xulescul privește așa, dar pe mine parcă nu mă privește așa. E foarte multă nesiguranță la dependența emoțională. Dependența emoțională cu asta se hrănește, cu îndoială și cu nesiguranță. Sunt tot timpul în alertă, gândindu-mă să mai fac un artificiu, să mai fac ceva ca să-l atrag pe celălalt. Atunci când este iubire, tu n-ai niciodată această grijă. Tu ești perfect relaxat, pentru că tu știi că orice ai face, că orice ai spune este senzațional pentru simplu fapt că ești lângă acel om pe care îl iubești și care te iubește și faptul că aveți acea conexiune și puteți să împărțiți orice cuvânt sau necuvânt sau trăire sau orice ar fi, bun sau rău. Faptul că voi împărtășiți acea experiență o face senzațională pentru voi. În momentul în care nu e iubire, tu trebuie să umpli cu ceva golul ăla, da? Deci dacă acum noi n-am mai vorbi, am face altceva aici în platou, nu? Am face curățenie, am găti, am șterge masa, că ar trebui să facem ceva, da? Ei, cam așa se întâmplă într-o relație în care nu e iubire. Dacă nu e iubire, haide să punem. Ce punem? Păi punem niște validare din afară, păi punem niște lasă să vedem ce zice lumea, punem niște aoleu, îmbătrânesc, repede trebuie să mă cuplez. Putem să punem și niște așteptări mai vechi prin faptul că eu niciodată n-am putut, să zicem, să fiu cu o anumită persoană. Am păstrat în interiorul meu această dorință și îmi caut parteneri care seamănă tipologiei fostului meu partener abuziv și spun: nu este iubire, dar îmi împlinesc acest vis. vreau să fiu cu acest om care seamănă cu primul meu iubit din liceu. Dar dependența emoțională se naște doar la nivel de cuplu sau putem să fim dependenți emoțional față de un părinte, de exemplu, sau părintele față de copil sau față de un prieten? Putem să fim dependenți emoțional, sigur, și de părintele nostru. Putem să fim dependenți emoțional de absolut orice persoană cunoscută. În momentul în care nu avem încredere în noi, nu există stabilitate emoțională, eu nu mi-am construit o identitate. Adică identitate înseamnă să știu ce îmi place, ce nu-mi place, ce mă doare, ce mă îmbolnăvește, ce mă ajută să cresc. Și toate aceste aspecte, în momentul în care eu le cunosc, eu sunt independent din punct de vedere emoțional și spiritual, adică acționez de pe o bază de echilibru. În momentul în care, în schimb, eu nu sunt independent din punct de vedere emoțional, grija mea este să văd cum mai supraviețuiesc încă o zi, ce mai fac cu mine astăzi, pentru că eu, neștiind cine sunt, trebuie să mă duc și să întreb acea persoană de care sunt dependent emoțional, să zic, Xulescu, astăzi eu cine sunt? Poți să-mi spui și mie, te rog, sau cum anume ar trebui să fiu? Poate că eu astăzi sunt cineva obosit sau trist sau deprimat. Și Xulescu îmi spune, eu nu te cred, nu ești așa. Pentru că pot să fiu dependent emoțional de o persoană care să fie incompatibilă cu valorile mele. Pot să fiu dependent emoțional de o persoană toxică sau pot să fiu dependent emoțional de o persoană non-toxică. Dar, în ambele cazuri, dependența mea este toxică. În momentul în care noi avem golul ăsta în interior, da? Și vrem să ne aruncăm asupra cuiva care să ne-l acopere, mergem către o persoană la fel de toxică ca și noi, exact ce spuneai mai devreme. Eu pot să mă lipesc de un om sănătos și să am o dependență emoțională sau trebuie să mă lipesc de unul care îmi hrănește dependența și se joacă cu mine și îmi hrănește exact, îmi adâncește golul. Foarte, foarte bine ai pus problema. În general, oamenii care sunt empatici, care sunt buni, oamenii care sunt adevărați în tot ceea ce fac, se orientează către oameni care au anumite lipsuri și anumite probleme. Și asta pentru că există, unul, în ei dezvoltată această dimensiune de salvator. Salvator care, de ce e salvator? Că trebuie să salveze ceva, nu? Dacă n-ar avea ce să salveze, n-ar mai fi salvator. El unde pleacă în misiune cu bărcuța să fie salvator? Da? Către cineva care este naufragiat. Și cu cât e mai naufragiat și mai disperat celălalt, cu atât ego-ul tău și misiunea ta de salvator este mai importantă. În foarte multe cazuri, această dependență emoțională înseamnă exact ceea ce ai spus tu. Această incapacitate de a distinge între cine ești tu în afara celuilalt și cine ești tu ca o extensie a celuilalt. Sunt cazuri de asimilare emoțională a unei persoane până în punctul în care simte nevoia să-și pună capăt zilelor dacă pleacă celălalt. Sau crede că această expresie nu pot trăi fără tine. Știi cum se traduce nu pot trăi fără tine? Nu pot trăi fără mine, dar spun că de fapt e vorba de tine. Dar eu nu pot trăi fără mine, pentru că eu m-am alipit practic identității tale, am devenit tu și după ce am pus în tine tot ceea ce eu sunt, eu am rămas golit și am nevoie să mai îmi iau de la tine, la nivel energetic și emoțional, câte ceva ca să pot să îmi continui viața, ca să pot să merg mai departe cu mine, cu ceea ce eu intuiesc că aș fi eu. Păi, practic, tu acum decapitezi toate mesajele de dragoste. Nu pot trăi fără tine, nu pot să respir fără tine. Astea două sunt mesaje capitale. Până într-un anumit punct, ca cineva să nu poată să trăiască fără tine, este firesc. Până în punctul în care spui, nu pot să trăiesc fără tine, da, nu pot să trăiesc fără tine o viață la fel de frumoasă, nu pot să trăiesc fără tine o viață la fel de împlinită, este logic. Dacă omul pe care eu îl iubesc nu e lângă mine, sigur că viața mea nu va fi la fel de frumoasă, dar nu este normal ca eu să mă opresc să trăiesc dacă acel om nu mai este lângă mine. Și aia este diferența. Și acolo este diferența cea mai importantă. Noi nu spunem și nu ar trebui să spunem nu iubirii. Este cea mai revelatoare experiență a vieții noastre să iubim și să fim iubiți. Este singurul moment când, într-adevăr, conștiința umană, personalitatea noastră, emoția noastră ajunge la maturitate deplină și poate să acționeze dintr-un punct de profunzime completă și de echilibru complet. Însă, Această iubire nu înseamnă că tu îți anihilezi întreaga existență ca să fii altcineva. Pentru că dependența emoțională asta înseamnă. Eu ajung să fiu, dacă eu ajung să nu mai am preocupările mele, să nu mai am interesele mele, să nu mai am calitățile și defectele mele, pentru că e vorba doar despre celălalt, atunci, într-adevăr, e o lipsă de iubire față de propria persoană. Și eu nu pot spune, eu te iubesc pe tine foarte mult. Atât de mult te iubesc încât eu nu mă mai iubesc pe mine. Eu nu mai exist. Ok, și eu cu ce te mai iubesc? Cine te mai iubește pe tine? Cu cine ești în relație? Pentru că, practic, ce fac este că în locul meu îl pun tot pe celălalt. Deci cel de lângă mine este într-o relație tot cu el. Și atunci mulți bărbați îmi scriu și îmi spun, nu mai este femeia cu care m-am căsătorit. Pe pagina oficială primesc multe mesaje. Eu am ascultat clipurile tale, Ana Maria, și sunt de acord cu ce spui tu, dar după 20 de ani, eu ce vrei să fac? Să mă duc la ea? Nu mai e femeia cu care m-am căsătorit, zi-mi ce să fac. Și răspunsul este că fiecare dintre parteneri trebuie să aibă o discuție în care conștientizez această problemă și în care vede cine a devenit cine. Pentru că dacă eu am devenit totalitatea așteptărilor pe care socrii mei le-au avut de la mine, pe care tu le-ai avut de la mine ca partener, da? M-am transformat în acea femeie sau m-am transformat în acel bărbat. Sigur că partenerul meu spune, nu mai ești aceeași persoană, pentru că, într-adevăr, tu ai luat sistematic, ai îngropat acea persoană și ai spus, stai puțin, acum dacă suntem într-o relație, noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să împărțim tot. Noi trebuie să împărțim. De acum gata. Știi expresia? Da. De acum gata. Suntem... Da, și împărțim, într-adevăr, împărțim trăirea, emoția, împărțim experiența, dar nu putem să împărțim esența noastră interioară. Eu nu pot să împart cu tine cine sunt eu. Pot să împart cu tine ce sunt eu, pot să împart cu tine ce devin. Dar dacă tu mă pui pe mine acum să mă anulez și să mă anihilez ca să mă transform într-o versiune de-a ta sau din ceea ce tu ți-ai dori să fiu, o să te trezești, într-adevăr, într-o relație cu un zombie. Dintr-un cuplu de părinți dependenți emoțional se va naște sau cei doi vor educa un copil care la rândul lui să fie dependent emoțional, adică e cumva transmisibilă, e ereditară, cum e contagioasă dependența asta emoțională? Sunt și cazuri în care acest lucru se întâmplă și sunt și cazuri când nu se întâmplă. De ce spun asta? Într-adevăr, ceea ce vezi în familie pe tine te poate forma exact în același spirit, tu manifesti exact ceea ce vezi, dar poți să fii și la polul opus. Tocmai că ai văzut asta, să nu vrei niciodată să faci lucrul respectiv. Și să fie ca o tendință de rebeliune împotriva a ceva ce tu ai văzut, iar comportamentul tău să nu aibă neapărat, nu știu, un principiu solid la bază, pentru care tu nu acționezi cum au acționat părinții tăi, ci să fie pur și simplu dorința ta de a nu fi ca ei. Însă, eu aș spune că toate aceste modele societale pe care le avem preluate de oameni care trebuie să facă o familie, să se căsătorească, să facă copii, au ajuns să primeze în fața nevoilor sufletului. Și de aici avem problemă cu dependența emoțională. Pentru că dacă în viața asta scopul meu este să bifez niște căsuțe și să fac niște lucruri, voi sfârși dependent emoțional pentru că sunt lângă oameni cu care eu n-am nicio treabă, cu care sufletul meu nu vorbește. Dar pot să fiu lângă niște oameni cu care familia mea să vorbească. Pot să fiu niște oameni care vorbesc pe limba mea din punct de vedere intelectual. Și atunci aici este de fapt marea luptă și marea problemă și marea întrebare pe care o avem în această viață. Cum ne gestionăm acest suflet astfel încât să-l ținem liber? Pentru că sufletul, odată ce nu mai este liber, tu ești un om mort în viață. Dar viața ta s-a terminat. Și cum facem să-l gestionăm cum trebuie? Dă-ne sfaturi practice. Păi, în primul rând, trebuie conștientizat. Deci de aici pornim, aici este dimensiunea cardinală, punctul zero, nu prea putem să pornim nicio discuție. Fără lucru și fără informație. Da, pentru că atât timp cât eu în această viață pun deoparte ce vrea sufletul meu și mă mișc în afara lui, și spun, lasă că o să văd eu ce fac cu sufletul după ce o să am suficienți bani, lasă că o să văd eu ce fac cu sufletul după ce sunt faimos, pe ce stau acum când aș putea să îmi fac suficienți bani, să fiu cu ce femeie, cu ce bărbat vreau, să mă gândesc de suflet, păi de suflet mă gândesc după, când o să fiu suficient de atrăgătoare. Ei bine, lucrurile nu pot să fie așa, pentru că tot ceea ce facem este înregistrat de conștiința noastră. Conștiința noastră generează o serie de realități din care noi alegem în această viață, adică o realitate am când sunt lângă un om, în funcție de ceea ce el emite către mine, o altă realitate am când sunt lângă alt om, în funcție de ceea ce se află în bagajul lui energetic și emoțional. Ce spui tu este îmi place de mine când sunt cu tine, o chestie de genul ăsta, nu? Sau nu îmi place de mine când sunt cu tine. Corect, corect. Sunt oameni care ne întrerup relația cu noi înșine. Sunt oameni care ne încuie și ne bagă în beznă. Când ești lângă ei, ești într-o relație cu ei, dar relația cu tine s-a încheiat total. Aha. Și culmea, știi ce spui? Îl iubesc pe omul ăsta. Eu m-am îndrăgostit. Te duci acasă, familia ta te întrebă cum? Pe omul ăsta? Dar e fix ce ai zis tu. Știi că ziceai că nu, că da asta nu, că da asta nu. Așa? Serios? Da, da, îl iubesc. De fapt, tu ce ai pățit? La nivel energetic, ai detectat că acel om este foarte pe minus. Asupra ta s-a produs o agresiune. În special, dacă există și apropiere fizică, atunci lucrurile se complică, pentru că devine mai puternică conexiunea emoțională și o să spui, gata, îl iubesc. Omul respectiv spune, nu, nu mulțumesc, bine, pa, la revedere. Și tu spui, nu, omul ăsta e iubirea vieții mele. Iarăși, o confuzie totală. Tu nu îl iubești pe acel om care te face să-ți fie frică. Tu nu îl iubești pe acel om care nu îți oferă nimic din ceea ce este pentru că nu are ce să-ți ofere, pentru că nu vrea să-ți ofere. Tu ești într-o situație de confuzie disperată în care o bună cantitate de energie pe care tu ar trebui să o ai cu tine, la tine, asupra ta, a fost anulată și anihilată de agresivitatea care s-a produs asupra corpului tău energetic în întâlnirea cu persoana respectivă și numești asta iubire. De ce? Pentru că este o intensitate a unei emoții pe care nu o recunoști, pe care nu ai mai văzut-o în nicio altă situație. Și atunci această intensitate pe care dependența emoțională te face să o simți este confundată și este numită a fi iubire. Persoana de care suntem dependenți emoțional se hrănește cumva și din suferința dependentului. Dacă dependentul pleacă, nu? Persoana asta ce zice? Alo, parcă tu erai dependent de mine, ce faci? Adică dependentul se hrănește cu aplauzele călăului lui, dar și călăul când vede că dependentul său nu mai trage de el într-una și nu mai are cui să zică pleacă și lasă-mă, el ce face? Sigur, exact așa este. Acești oameni care se bucură să te vadă că tragi de ei, că ești dependent emoțional, într-adevăr, ei își iau o cantitate de energie foarte dureroasă de la victima lor și le face plăcere să te țină în această stare de disperare, pentru că, ce să vezi, corpul lor energetic numai asta recunoaște. Numai starea de durere, starea de frică, starea de disperare. Nu? Și ei. Absolut, pentru că nu au avut stimulat la nivel emoțional o emoție pozitivă anterior acestui moment, vor căuta și sunt stimulați doar de emoții negative. Cu cât emoția celuilalt este mai negativă, cu cât există mai multă durere acolo, cu atât orgoliul lor crește mai mult și starea lor este una mai bună. Este o adevărată plăcere și este cel mai frumos spectacol la care pot să asiste, momentul în care victima imploră și chiar fac acest joc în care o dau pe victimă la o parte doar ca să ea să stea puțin fără ei, apoi o cheamă înapoi, momentul în care revine este momentul apogeului, momentul în care o să o îndepărteze iremediabil și foarte mulți agresori, pentru că vorbim de agresori și manipulatori emoționali în acest caz, recurg... care nu sunt conștienți de ceea ce fac. O parte sunt conștienți. Deci putem să credem că există un om care ne chinuie cu bună știință? Da, da, sigur că da. Acum e important și să definim, pentru că el înțelege, poate că el nu înțelege cât rău îți face, dar dacă tu plângi, dar dacă tu îi spui mă doare, acest om n-are cum să nu fie conștient de faptul că face ceva greșit. Și dacă tu îmi spui mie că eu fac ceva greșit și eu nu sunt dispus să fac nimic ca să schimb asta, nu înseamnă că o să îți fac rău în mod conștient? Ba da, corect. Și atunci, da, ei nu conștientizează profunzimea agresivităților. Ei nu conștientizează cât de grav este ce își fac lor ca individualități, în primul rând. Pentru că, în momentul în care eu ți-am rănit ție sufletul, sufletul meu plânge. Sufletul meu nu o să râdă niciodată când sufletul unui alt om plânge. Mintea mea poate să râdă, dar sufletul meu o să plângă odată cu acel suflet și lacrimile celuilalt suflet o să le plâng și eu. Nu atunci, dar mai târziu în viața mea o să ajung să le plâng. Acum e vorba din popor, te vor ajunge lacrimile nu știu cui. Da, asta se întâmplă, că te ajung lacrimile. Este o cantitate de energie pe care tu ai stimulat-o la nivelul corpului energetic al unei alte persoane și cu care te întâlnești acolo în momentele critice din viața ta, când ai cea mai multă nevoie. Cum îți dai seama că e nevoie să ieși dintr-o dependență? Băi, sunt în situația asta de 20 de ani, îmi dau seama că am stat cu un călău, dușmanul din pat, nu? Eu vreau să plec de acolo. Cum pot să fac să plec de acolo fizic, energetic? Ce se întâmplă? Mă pot dezlipi de omul ăla? Această dezlipire este a doua naștere a ta. Este o naștere la care tu asiști în direct. Este ca un bebeluș care e conștient de ceea ce îi se întâmplă pe de-o parte și pe de altă parte se naște pe sine. Și spun asta pentru că e foarte dureros. Dacă reușești să scapi de o asemenea dependență emoțională, poți orice. Dar oamenii fug de durere. În momentul în care vor să plece și doare, nu? Când ne despărțim, că punem povestea asta, ne despărțim fizic un pic de cineva. După o săptămână, în săptămâna asta, prima dată zici, ce bine că m-am despărțit de omul ăsta. Luni, da? Pe miercuri zici, te iau toate furiile. Și zici, bă, bine că am scăpat de el, ia uite ce viață fericită am. Dar când se face vineri, se face dor de el. Și sâmbătă îl suni și te remufezi la călău. Cum scapi din cercul ăsta? În primul rând e vorba de conștientizare, e vorba de a vedea cine este cu adevărat celălalt. Tu trebuie să faci această muncă în interiorul tău cu tine însuți, cu tine însăți și să vezi ce rană din tine îl face pe celălalt eroul tău care să vină să te salveze de la tine. Pentru că dacă eu în acest moment sunt dependent de cineva care îmi face rău, cu bună știință sau cu neștiință, înseamnă că există în mine ceva nevindecat, nedescoperit și înseamnă că eu nu pot și nu știu cum să mă iubesc. Adică filtrele mele mentale nu îmi mai permit să stau departe de oameni care mă rănesc. Și este acest moment, și chiar am scris și despre asta, este acest moment unic și irepetabil de conștientizare deplină a faptului că tu nu-l iubești de fapt pe celălalt, ci că de fapt tu nu te iubești pe tine. Și că relația respectivă a rămas în viața ta nu din cauza iubirii pe care o ai pentru acel om, ci din cauza neiubirii față de tine. Și acel moment înseamnă o stare profundă a ființei tale, pe toate planurile, mental, emoțional, spiritual, în care tu reușești să pătrunzi cu simțirea și cu gândirea ta toată experiența pe care ai avut-o cu acest om. Adică tu realmente reușești să vezi cine este, ce-ți face și, foarte important, tu îți revendici sufletul și îți revendici viața. Atât timp cât din tine nu este această chemare la luptă, dacă vrei, la luptă pentru sufletul tău, pentru viața ta, atât timp cât tu nu vrei să fii din nou bine și cât tu nu vrei să te bucuri din nou de viață, dependența emoțională va continua. De fapt, dependența asta emoțională este fix clopoțelul tău, e semnalul tău de alarmă, că faci ceva greșit și că trebuie să te oprești. Bun. Îți dau un exemplu concret. E exemplu de dependență emoțională atunci când o soție știe că soțul mai are 15 amante pe lângă sau invers, un soț care știe că soția se duce și în dreapta și în stânga, dar au bucuria aia, băi, tot acasă se întoarce, eu sunt regele, eu sunt regina, eu sunt mai șmecher decât tot cartierul. Depinde foarte mult de structura emoțională a fiecăruia. Sunt persoane pe care nu le deranjează ca partenerul să fie și cu alte persoane în același timp. Și sunt și persoane, cum este de exemplu și cazul meu, care nu văd noțiunea de relație în afara acestui concept de două persoane. Sigur că acum, dacă tu trăiești... De fidelitate asumată și conștientă. Da. Dacă tu acum trăiești pentru validarea celorlalți și grija ta este să creadă cei din jur că tu ești căsătorit și nu te interesează câte amante sau câți amanți are soțul, soția sau câți ai tu, se prea poate ca acești oameni, da, pentru orgoliul lor să-și iau o cantitate de energie. Adică sunt căsătorită sau când sunt căsătorit cu un om important sau care este cineva pentru alți oameni și atunci pe mine nu mă mai interesează nimic altceva, că orgoliul meu își ia energie de aici. Sufletul, sigur că nu o să-și ia niciodată energie din asta. Sigur că sufletul tău, dacă partenerul tău se duce la altcineva, o să plângă. Sigur că o să plângă și o să te doară și va fi dezechilibru și tot ceea ce se întâmplă la nivel energetic între voi și toată această stare de tensiune, tu o vei resimți și viața ta va fi un calvar. Însă depinde foarte mult de ce anume alegi să hrănești în această viață. Dar tot dependență e și acolo, în exemplu pe care ți-l-am dat? Păi este o dependență de validare externă. Aha. Este o dependență pentru că eu dacă pot să îmi acopăr emoția atât de bine încât să nu mă doară că bărbatul meu sau soția mea a ales pe altcineva, înseamnă că nevoia de validare externă că sunt căsătorit e mai mare decât nevoia de iubire și de intimitate. Și atunci e o dependență. Care sunt formele extreme ale dependenței emoționale? Unde ne pot duce? Formele extreme sunt, mi-a luat toți banii din cont, mi-a luat casa, mi-a luat mașinile, pentru că eu i le-am dat, nu pentru că mi le-a cerut. Wow. A plecat cu ele și sunt fericit și sunt recunoscător că a vrut totuși ceva de la mine. Și, după ce le-a luat, aștept totuși un telefon, poate ne vedem. Este o, într-adevăr, este o dezumanizare, dependența extremă a ființei umane, dar este o dezumanizare care trece dincolo de orice prag al rațiunii, pentru că nici măcar nu ești supărat pe acel om că te-a dezumanizat. Deci tu nici măcar nu ești... Tu, singura ta preocupare este să vezi dacă o să te mai caute. Și, într-adevăr, aici intervin mai multe lucruri, pentru că dacă cineva știe să se joace bine cu mintea ta, deci dacă e foarte priceput la asta, și dacă suferă și de o tulburare de tip narcisist, de exemplu, butoanele pe care o să le apese la nivel mental și emoțional vor fi atât de bine prevăzute în mecanismele tale interioare, încât vei pierde, datorită acestei dependențe, controlul asupra vieții tale, sensul vieții tale și vei deveni o extensie a celuilalt, dar care nici măcar nu mai așteaptă validarea celuilalt. Este o extensie ca o boală contagioasă. Deci este o boală care practic nu face altceva decât să-și aștepte sfârșitul. Sunt multe persoane care au anumite boli fizice și sunt în stare terminală, cu boli grave și la care te uiți și spui și ți este foarte milă și te doare sufletul și spui: Doamne, uite-te și tu cum a ajuns acest tânăr, acest copil. Dacă am putea să vedem și sufletul unui om care e dependent emoțional, cât este de schimonosit, dacă am putea să vedem, nu că e doar în cârje, este o creatură subumană acel suflet și este ceva de o durere atât de profundă încât și dacă, nu știu, îți povestește altcineva sau citești despre asta, nu poți să înțelegi. Doar cei care trec prin asta înțeleg și asta pentru că puterea unui om de a fi un drog pentru alt om, de a-l anihila, este infinită. Și este infinită pentru că transferul acesta de energie care se produce între două persoane e practic natura vieții în sine. Și atunci când un om îmi ia tot fluidul vital, îmi ia toată energia, e ca și când mi-a luat toată viața din mine. Și eu mă mișc, mă ridic la un semn pe care îl face deținătorul și aparținătorul meu. Și cum pot să fac să-mi regenerez fluidul vital? Cum să mă reîntorc la viață? În primul rând, am nevoie să vreau asta. E foarte important. Deci dacă tu nu vrei asta, deci dacă tu nu vezi că ești dependent emoțional, deci dacă tu când citești pe Facebook filmulețele motivaționale pe care ți le trimit mătușile tale de 80 de ani pe WhatsApp de 10 de ori, deci dacă tu nu te-ai uitat măcar la un filmuleț să zici, băi, e ceva neregulă, e o dependență undeva, nimeni nu o să poată să te salveze. Deci e nevoie să vrei asta, deci tu trebuie să vrei. Să zici, da, recunosc că am o problemă, asta în primă instanță. În al doilea rând, este nevoie să te asiguri că în viața ta există alte surse de energie la fel de puternice, care pot să concureze, dintr-un punct de vedere pozitiv, cu dependența ta negativă. Adică, eu am nevoie să mai găsesc oameni la care să mă cablez. Am nevoie să-mi găsesc oameni care să-mi dea, nu doar să-mi ia. Așa cum se întâmplă în dependență. Familie, prieteni, colegi, nu? Exact. Specialiști. Asta nu mai zic. Absolut, inclusiv un animal, da? Inclusiv un animal de companie. Atingerea, emoția, conexiunea pe care o am cu un animal este o mostră de iubire, de emoție autentică. Am nevoie să redobândesc capacitatea mea de a interacționa cu emoția, pentru că abuzatorul emoțional asta face. În limba engleză este un termen numbness, înseamnă amorțire. Deci te amorțește emoțional până când tu nu mai răspunzi niciunui fel de stimul în afară de agresorul tău. Și apoi am nevoie să am activități care să îmi ajute această energie să circule. Am nevoie să ies în natură, să practic un sport, să fac ceva în care sufletul meu este atent, treaz și prezent. Trăiești acum și aici. Exact, că este, nu știu, gătit, că este făcut curățenie, goblen, că este goblen, absolut orice activitate. Și desigur am nevoie să înceapă să-mi placă de mine, așa cum sunt eu, și nu de ceea ce mi-a spus agresorul meu și manipulatorul meu emoțional că ar trebui să fiu. Pentru că dependența emoțională asta face. Creează în tine o variantă a așteptărilor celuilalt sau a ceea ce crezi tu că el ar vrea să vadă în tine. Și atunci tu ți-ai pierdut încrederea în tine, ție nu-ți mai place de tine și multe persoane care sunt dependente emoțional au această problemă. Pentru că ele zic, eu de ce să mă mai ridic? De ce să merg mai departe? Cu ce să merg mai departe? Și atunci, da, este acest punct în care, odată, trebuie să te lași ajutat de ceilalți, trebuie să-i lași pe oamenii care vin către tine să te ridice, să spui nu mai pot, dar în același timp trebuie să existe și din partea ta această bunăvoință de a căuta ajutor și de a vrea să ieși de acolo. Până nu vrei să ieși de acolo, chiar dacă ție astăzi îți e greu, chiar dacă ție imposibil, chiar dacă ești mai dependent ca niciodată, faptul că tu ai o direcție spune dacă tu vei reuși sau nu să ieși din dependența emoțională. Pașii pe care i-ai spus tu acum, pe care i-ai enumerat, practic sunt aceiași pași de ieșire din orice altă dependență, de alcool, de droguri și așa mai departe, da? Și atunci m-am gândit să te întreb, există recădere în dependența emoțională? Sigur că da. Există recădere și multe persoane se poticnesc aici pentru faptul că există această revenire la starea inițială de dependență. Multe persoane aleg să nu continue procesul de detoxifiere energetică și emoțională, de dependența lor, ceea ce este complet greșit. De ori de câte ori caz, nu este absolut nicio problemă, este normal ca în cadrul acestui proces de vindecare, care este un proces amplu, care se poate întinde pe durata mai multor ani, sau care se poate întinde pe durata întregii tale vieți. Tu poți să trăiești toată viața revenindu-ți după o asemenea dependență emoțională și între timp să ai familie, copii, profesie și să se întâmple foarte multe lucruri, dar procesul tău de vindecare să continue. În funcție de cât de adâncă a fost evident rana emoțională și dependența ta. Se pot schimba rolurile? Adică victima decide să iasă din relație, din dependență, călăul îi simte lipsa și se duce să implore, victima devenind călăul și călăul victimă. Pur și simplu să se schimbe rolurile. Da, dar vezi, se schimbă doar la nivel de suprafață. Pentru că de ce se produce această schimbare? Pentru că eu nu primesc nimic. Eu vin să solicit această, dacă vrei, schimbare de roluri de putere, să scutur un pic structura de autoritate a relației noastre. De ce? Pentru că eu am o problemă. Pentru că se întâmplă de multe ori în cuplu, dacă tot acolo ne întoarcem, în cuplu, ea pleacă de acasă, gata, nu te mai suport, nu-ți mai suport toate lucrurile pe care mi le faci, toate suferințele pe care mi le produci, plec la mama. Am plecat la mama. După o săptămână vine el. Tu, mamă, soacră, dă-mi fata înapoi că eu o vreau. El se poartă frumos, cade în genunchi, o imploră. Tu când îmi declanșezi mie o reacție, ai o anumită intenție. Tu când te porți urât cu mine, știi că eu aș putea să mă duc la mama mea, dar tu continui să te porți urât cu mine. Apoi tu nu poți să vii la mine să mă acuzi că am plecat la mama, când tu ai fost exact persoana care a știut ce să-mi facă, ce să-mi zică, ca eu să mă încalc și să plec pe ușă. De aceea nu poți să dai vina pe un om ale cărui acțiuni tu le stârnești prin felul în care te porți cu el. Deci dacă eu te manipulez pe tine acum să-mi dai ceva sau să-mi faci ceva, tu nu se numești apoi că ești într-o anumită poziție de autoritate. Tu se numește doar că ai răspuns unui anumit comportament din partea mea pe care eu de bună voie ți l-am administrat. Bun, timpul e aproape gata. Pentru telespectatorii care se uită acum la noi și nu știu dacă sunt iubit sau sunt într-o relație de codependență, 3 semnale că e așa sau că e invers. În primul rând, dacă e iubire, nici nu te mai întrebi dacă ești dependent sau nu. Deja e tot. Este bine, e liniște și e liniște nu pentru că nu aveți conflicte sau probleme, ci pentru că nimeni nu încearcă să-l umilească pe celălalt, să facă pe șeful și nu te simți niciodată înstrăinat, nu ești niciodată confuz, nu există îndoială în iubire. Eu mă îndoiesc de toate lucrurile de pe această lume, dar nu de omul pe care l-am lângă mine și pe care îl iubesc și care mă iubește. Dacă mă îndoiesc de ceva, știu că împreună putem să rezolvăm acele lucruri, pentru că există suficient sprijin, pentru că există suficientă iubire. În momentul în care însă eu sunt tot timpul într-o stare de alergătură emoțională și trebuie să trag de tine și trebuie să mă întreb și trebuie să verific și să caut și să văd, ai mai vorbit cu altcineva, s-a mai întâmplat ceva, dar de ce n-ai fost unde ai zis că te-ai dus, dar de ce nu vorbești cu mine? Aceste lucruri înseamnă dependență emoțională, adică nu este iubire și eu trag de relație ca să fie într-o anumită direcție. Eu mi-aș dori ca relația să meargă în direcția mea, dar ea nu o să meargă niciodată într-o direcție comună atât timp cât din partea celuilalt nu e implicare emoțională. Ana Maria Ducuță, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru informații și pentru prezență. Ce am înțeles din discuția de astăzi este că pentru a avea o relație funcțională de iubire, trebuie să fim doi oameni independenți emoționali, conștienți de ceea ce ne dorim, să ne punem împreună și să mergem mai departe și să nu ne agățăm unii de alții. Până data viitoare ne găsiți pe YouTube, pe Facebook și pe Instagram, Ana Maria Ducuță și Eu Pot la TVR1. Mulțumim!